Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum să mai spargi banii comunității? Cum? Zici că încurajezi sportul. Cine poate să spună că nu încurajează sportul? În țara asta, două lucruri, educația și sportul, toată lumea e de acord că trebuie încurajate. Da. Și finanțezi nu una, nu două, ci trei echipe de fotbal în aceeași comună. Da, tare. Deci comună. Pentru că, desigur, pasiunea pentru sport nu poate fi îngrădită de contabilitate și poate cel mult de Curtea de Conturi, să vedem. Este vorba de comuna Ip. Ip? Din, Ip, din județul Sălaj. Comuna are sub 4.000 de locuitori, 3.900 și ceva, și două echipe de fotbal înscrise în Liga 4 și una în Liga 5. Să fie. Și toate sunt finanțate de primărie. Nu sunt de băieți care joacă, toți iau bani de la primărie, e vorba de AS Ip și AS Cozniciu, evoluează în Liga 4 Sălaj, și de AS Zăuan, care s-a înscris în Liga 5. Zăuan. Zăuan. Nu, nu, nu. Zăuan, nu. Că aș fi zis, Zăuan. Deci AS Zăuan. Deci sportul sălăjan observă, face această mică anchetă, că toate sunt finanțate cu bani de la autoritățile locale, de la primărie. Deci cele două, mai mult, cele două echipe din Liga a 4-a sunt în competiție una cu cealaltă. Joacă în aceeași divizie. Păi și ce, AC Milan și Inter Milano nu joacă în aceeași divizie? Da, și ele sunt finanțate, mă, de primărie? Nu știu, cred. Da, mă, dar, deci o comună care are mai multe sate și sunt mai multe echipe. Da, asta e explicația. Și după aia o să fie pe străzi. Bă, deci, e ca la împărații romani, înțelegi asta, apropo de Milan și Milan. E ca la gladiatori, știi? Împăratul organizează jocuri. Mi și imaginez pe primar, cum îl cheamă, Marcus Laszlo. Vine domn primar și organizează. Ia, mă, băteți-vă, hai. De ce vă dau bani? Entertain me. Și la București la fel, uite, da. Nu există Steaua Rapid. Ce nevoie mai avea de Dinamo, de exemplu? Nu, mă, stai, mă, puțin, e vorba de banii de la primărie. Intrăm în veșnica discuție. Dacă ar fi domnul Striblea aici, m-aș lua de barbă cu el. Deci domnul Striblea consideră că sportul trebuie finanțat de primărie. Și eu am spus întotdeauna, sunt de acord, dar finanțați cluburile, finanțați școlile să facă sport. Dați-le, nu știu, echipament sportiv la școli. La terenurile sportive, cluburi de la școli, copii, și așa, da, mai departe, da. Cluburi de copii, nu echipele de fotbal. Și ce rost are echipa asta? Comuna asta are sub 4.000 de locuitori. Trei echipe de fotbal finanțate, toate. Băi, bun, sunt ale... le dau 15.000 de lei pe an fiecarea, deci cu totul 45.000 de lei. Da, 45.000 de lei pentru comuna Ip. Oare câți bani se strâng pe taxe și impozite de la 4.000 de locuitori? Sunt foarte multe talente în comună. Ce n-au loc la o singură echipă. Da. Adică eu cred că ea se bucură cumva că îi finanțează, știi? Ipenii. Băi, Ipeni. Nu se poate Ipeni. Depăși asta. Ipeni, păi tu gândești... Tu ai justifica orice prostie, bă, aceste trei echipe de fotbal cuprind cel puțin, da. cel puțin 60 de fii ai comunii, da? Așa. Reprezentând echipă, rezerve, staff, dar ce zici? Vreo 80. Da, ca lumea. 80 din 4.000, adică cred că fiecare are o rudă care joacă la una dintre echipe și atunci... Stai că l-am triggeruit pe Striblea, care îmi dă mesaj. Aș pune mâna în foc că echipele alea din Milano iau niște bani de la stat. Verific! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.